Un nou serviciu medical în lupta împotriva cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost lansată. Rețeaua Națională de Colposcopie destinată femeilor suspecte de acest tip de cancer. Pentru un control amănunțit, pacientele nu vor mai trebui să facă un drum lung până la Chișinău, ci își vor putea continua tratamentul în unul dintre cele 12 cabinete de colposcopie deschise în spitalele regionale. Studiile arată că din 100 de femei suspectate de cancer de col uterin, doar 30% ajung să-și facă și colposcopia. Din cauza adresării tardive la medic, cancerul cervical ucide anual cel puțin 150 de femei din Republica Moldova. Ați trecut vreodată testul ăsta citologic? Nu, n-am. Niciodată nu v-a chemat medicul să treceți, să faceți citologic? Cu cât mai puțin informații pentru mine, poate și mai bine. M-am trecut anii trecuți, parcă tot normal. Mai trec și o leac de timp, mai trec și încă o dată. La ce duce, clar lucru, dacă nu este tratat la timp, la ceva foarte rău. Așa că, da, având copii, trebuie să te gândești la dânși. Cele 12 cabinete de colposcopie deschise în spitalele regionale sunt dotate cu aparate de ultimă generație. În prima etapă, medicii vor fi instruiți de specialiști de la Chișinău. Este un echipament de ultimă oră, care permite imediat să facem și diagnosticul, și tratament la necesitate. La prima etapă, medicii vor fi ghidați printr-un sistem de telemedicină, da, și această asistență medicală va fi acordată la distanță, da, și cazurile complexe, complicate, care vor necesita o abordare complexă, vor specialiștii vor beneficia de consultarea experților din Centrul Republican de Colposcopie. Secțiile au fost deschise cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Investiție, care a contribuit cu peste 600 de mii de dolari. The number is quite high in Moldova. Every day a woman is diagnosed with a cervical cancer, and this is a very big prevalence rate. It's one of the biggest in the region. Instituțiile medicale modernizate înseamnă calitatea actului medical, înseamnă un pas înainte în medicină, vieți salvate, tratamente la timp eficiente. Anual, peste 300 de femei din Republica Moldova sunt diagnosticate cu cancer de col uterin.